asta, nu știu, asta e emoție. De fiecare dată este greu la Fed Cup, dar astăzi a fost ceva deosebit. Ceremonia a fost deosebită și pur și simplu abia respiram când am început meciul. Am făcut și o contractură în game-ul 2 la picior din cauza stresului, dar nu a contat prea mult și acum o să mă recuperez ca să încerc să joc mai bine mâine. Înainte de a veni la Fed Cup, ai spus că totuși, chiar și în situația în care vei avea probleme de sănătate, nu contează, treci peste durere și vrei să vii. Și nu este prima dată când faci asta, treci peste durere și joci. Asta e ceva ce se învață, e ceva ce, nu știu, te ajută psihologul să realizezi asta. Cum reușești să treci peste durere și să-ți vezi de tenis? Nu, asta cred că vine din interior. Cât de mult îți dorești să termini acel meci sau să joci acel turneu, să ai dorința foarte mare că trebuie să lupți până la capăt. Aceasta am avut-o din totdeauna. Astăzi, pur și simplu, n-a contat durerea. Am vrut să câștig meciul și m-am gândit că atât de mulți oameni au venit ca să mă susțină. Nu se poate întâmpla nimic rău, trebuie să câștig. În setul al treilea, ce s-a schimbat din punct de vedere tactic, Simona? S-a schimbat exact ce am jucat în primul set, după 1-3. Am început să dau mai rotund, să înalț mingea mai mult, pentru că terenul este lent. Nu mi-am dat seama la antrenament că este atât de lent. Iar ea, am simțit-o foarte relaxată și parcă la un moment dat nu mai greșea. Juca din puterea mea de lovitură. După aceea am început să mișc un pic mai mult și să o pun cât se poate din spate ca să nu poată să direcționeze atât de bine. În spatele tău, în afară domnului Florin Segărceanu, s-a aflat și Andrei Pavel, care tot timpul te-a încurajat, tot timpul ți-a dat sfatul. Cât de mult a contat și prezența lui Andrei? Mereu contează, face parte din echipa mea și este un băiat extraordinar. Toți m-au ajutat, mai ales publicul astăzi, ca să câștig. Simona, e în pericol la jocul de mâine din prisma accidentării, contracturii? Nu cred, adică nu. 100% o să revin și mâine o să joc. Cât a contat că a fost primul meci pe zbură sezonul ăsta? Contează foarte mult, dar totodată este foarte diferit. Sentimentul este mult mai greu, așa cum am zis și pe teren. Înainte de meci le-am spus băieților din echipă că e de 3 ori mai greu decât finala de la Melbourne, ceea ce înseamnă mult și putem să ne dăm seama ce înseamnă să joci pentru țară. Din cauza emoțiilor a fost de 3 ori mai greu decât la Melbourne? Da. Din cauza emoțiilor. Simona, vorbești despre emoții. Cum se manifestă la tine emoțiile? Ai un gol în stomac, te dar în capul? Cred că toată lumea are aceste trăiri. Da, pot să mănânc, nu am mâncat nimic înainte de meci. Dureri de stomac, arsuri mai mult și corpul este greu de controlat. Adică sunt foarte contractată și parcă nu mai pleacă nici mingea. A fost mai greu, dar asta face totul mai frumos. Când întâlnești o adversară pentru prima dată, că se tot întâmplă să întâlnești adversară pentru prima dată, în acest caz special, ce te-a deranjat în jocul ei și ce te-a convenit în jocul ei, dacă poți? A fost un pic ciudat că reverul ei, din punctul meu de vedere, a fost mai bun astăzi, a dat mult mai drept și pe lung de linie, dar nici dreapta nu a fost prea slabă, după cum am auzit înainte de meci. Eu cred că a jucat foarte bine și este o jucătoare destul de bună și poate face față la orice jucătoare. Simona, ai jucat, nu e prima dată când joci la club și totdeauna ai lăudat atmosfera și clujenii și publicul, mă rog, românică, până la urmă sunt doar clujeni. Dar astăzi ai vorbit de 3 ori despre emoții. Sigur că am văzut cu toții ceremonia, dar ce te-a impresionat? Toată lumea a avut emoții astăzi. Da, dar ce te-a impresionat astăzi față de celelalte dăți? Adică ți s-a strigat numele și altă dată, oamenii te iubesc, striga, hai România. Nu, astăzi s-a întâmplat ceva în premieră, după ce ne-a prezentat domnul pe teren, toată lumea a început să strige Simona, numai la mine. Și a fost un moment greu acela pentru mine, dar foarte frumos și le mulțumesc pentru asta. Mereu a fost o atmosferă deosebită, așa cum am spus. Astăzi a fost ceva în plus, poate coreografia și faptul că și-au dat interesul, au pus multă energie ca să arate cât de mult ne apreciază. În afară faptului că publicul te-a încurajat și ți-a dat numele, cineva din sală în timpul meciului tot timpul spunea Super Simona. Poate am că acesta un nickname? Am auzit și chiar m-a ajutat.
Am vrut, chiar am vrut să zic la final, dar am uitat cu toate cele. Simona, e prima ta întâlnire pe Cupa Fed, alături de domnul Segărcean pe bancă. Cum a fost această prima experiență? Foarte bună. Mereu am vorbit cu dumnealui de când este capitan. Îmi place mult felul lui de a fi și parcă ne dă o liniște așa în teren. Este un om extraordinar și foarte are experiență multă și cred că asta ajută mult echipa. După conferința de presă de ieri, era așa o tensiune în atmosferă. Ați discutat aseară la ședința tehnică, ați vorbit și cu Sorana? Nu a fost nicio ședință tehnică. Ședința s-a făcut înainte ca tabloul să se facă, înainte să se facă tabloul la ora 12. Nu este nicio tensiune. Eu cred că s-a explicat foarte bine tactica meciului, tactica partidei din acest weekend. Cred că toată lumea e ok. Simona, acum 2 ani, pierdeai primul meci din întâlnirea cu Cehia și veneai la conferința de presă și îți cereai scuze că ai pierdut. Cât de mult te-ai schimbat atunci? Cât de mult s-a schimbat tenisul tău? Bineînțeles, m-am schimbat, mai ales că am reușit să ajung pe locul 1 mondial, ceea ce mi-a dat multă încredere și împlinire sufletească. Bineînțeles că de fiecare dată când o să pierd la Fed Cup, o să-mi cer scuze pentru că dorința mea este mare să câștig, dar stresul și emoțiile nu le pot controla mereu. Dar să uităm acel moment, e mai bine să vorbim despre acest moment și sper de acum încolo să câștig mereu primul meci. Îți stă foarte bine în acest echipament personalizat. Împreună cu sponsorul tău, ești practic superstarul sponsorului tău. Aveți în gând un echipament personalizat pentru sezonul de zbură, pentru Roland Garros. Mulțumesc! Chiar mi-a plăcut echipamentul de astăzi. Cum bine știm, Nike nu poate să pună România, adică nu pune România, are această permisiune din partea ei, singura firmă, și trebuia să-mi facă culorile steagului. A fost foarte frumos și cred că s-a văzut bine pe teren, o să mă uit și la poze. Nu știu despre nimic personalizat, eu port ceea ce ei îmi oferă și le port cu mare drag. Pentru turneile următoare, ales că începe sezonul pe zbură, față de meciurile care noi le-am văzut majoritatea aici la Cluj, se observă în jocul dumneavoastră o venire mai în față, adică loviți foarte puternic și veniți în față, v-a ajutat partea asta că ați jucat dublu meciurile din ultimele luni și pentru sezonul care urmează e mâna lui Pavel că veniți mai în față, că altfel stați în spate și toată lumea era de alergat. Hotărât înainte ca Andrei să vină în echipă cu Darren că trebuie să fac pasul în față. Joc mult mai bine atunci când încerc să domin jocul, dar pe zgură nu este atât de ușor, nu sunt foarte înaltă. Trebuie să alerg mai bine, dar trebuie să încep să și simt această parte a jocului. Ceea ce exersez la antrenamente chiar am jucat foarte bine această săptămână, dar astăzi la meci nu am reușit decât o dată sau de câteva ori să merg la fileu. Este greu atunci când e stresul în tine, când joci un meci oficial, dar obiectivul este să progresez la acest aspect ca să mă ajute mai mult. Ultima întrebare. Simona, joci pentru prima dată din postura de lider mondial o partidă de Fed Cup. Să ne așteptăm peste un an de zile să joci din aceeași postură? Doresc foarte mult. Mulțumesc!